Bună ziua! Pentru activitatea noastră de astăzi, desigur, discutăm tot despre ceas și ore, am pregătit câteva blocuri de construcții, fiecare ce aveți acasă. Am pregătit câteva fâșiuțe de hârtie pe care va trebui să scriem și avem nevoie de un lipici și carioca pentru a desena și a scrie orele și ceasul. Pentru început, va trebui să desenăm pe jumătate din ele ceas, jumătate din ele orele care indică orele care indică, care sunt indicate pe ceas. Pentru a complica lucrurile de această dată, va trebui să pentru a nu le mai da indicii, nu le vom mai așeza aceeași culoare. De data aceasta le vom face în așa fel încât să fie puțin mai dificil și le vom face culori diferite, ca ei să nu se mai ia după culoare, ci exact după ce ne indică ceasul nostru, da? Aici am scris 1 și jumătate pe ceas și scriem și aici. Exact cum vă spuneam. Vom lipi pe una din blocurile noastre de construcții. Iar aceasta pe un altul de culoare diferită pentru a complica puțin jocul. Să nu le mai fie atât de ușor. Le puteți lăsa ca indiciu să folosiți aceeași culoare și atunci să le fie. Ia uitați. Așa trebuie să arate la sfârșit joculețul nostru. Continuăm să le scriem și pe celelalte. După cum vedeți, am terminat de scris. Am lipit pe toate jocurile de aici, toate blocurile. Și acum urmează să le punem în corespondență, bineînțeles, să vedem exact ce scrie aici. Ne uităm, la fel, trebuie să-i ajutăm pe cei mici. Linia mică ne indică ora, 7, linia mare, minutele. Dacă avem 6, acum este momentul să ne ajutăm de ceasul ce l-am făcut săptămâna aceasta. 6, ce înseamnă 6? 30. Și atunci 7:30. Unde este 7:30? Chiar aici. Ia să vedem mai departe. Aici avem 3 și 2 și linia mare este la 12, adică 2 fix. Apoi ne uităm la 5, linia mică, 12, adică este 5 fix. Și ultima, aia să vedem, linia mică la 1, linia mare la 6, adică 1 și 30 de minute. Așa arată ale mele, bineînțeles că puteți face mai multe și puteți antrena pe copii la cât mai multe provocări. Vă doresc spor la lucru și o zi minunată!